ce animal face să... Chiar Ninja Scary! Nu cred! Nu cred! What? Wow! E noul caracter ăsta. Salut! Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Garden of Banban, Chapter 4 a apărut oficial și voi juca jocul full gameplay direct, cum știți deja. Oh my god, stăm în castel și auzați ce melodie tare. Wow, eu sunt... No, no way. De urgență, toată lumea pe butonul de like să începem episodul. Forță maximă, vă rog mult de tot, toată lumea pe butonul de like în secunda asta. Hai că aștept, apăsați acolo, bam, 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 let's go. Woo! Cine este gata? Bam, bam, 4! Și am fost în dreapta jos deja, bam, bam, 6! What? De ce bam, bam, 6? A început! Au apărut două căruțe, suntem la castelul kangurului. O, s-a deschis poarta către kangur. De cine a pausilia? Oh my god! Oh my god, am emoții! Oh, s-a făcut noapte și a picat tavanul? What? No way, no way, no way! Poate unii ziceți, bă, te exagerează, ce are nebun? Eu chiar sunt fan, ban, ban, la șcavă de 3, eu chiar sunt investit în poveste și chiar sunt fan. Deci am coborât de acolo de sus în ultimul episod din chapter 3, când aș ca jocul full. Am coborât aici cu Bebe Opila. Hello, Bebe Opila! Bun. Sunteți gata să începem? Am emoții grave rău de tot. Nu uita să te abonezi, că dacă te uiți acum și verifici, nu ești abonat, facem pariu? Ia uite-te în secunda asta, ești abonat da sau nu? Te uiți? Mă gândesc că trebuie să o luăm pe Bebe Opila, hai să vedem. Let's go, hai să începem. Gata, gata cu emoțiile, gata cu prostiile. Să mergem și trebuie să intrăm. BAM! BAM! What? Ce-am atachit, am atachit, mă, atachit! Wow! Cum vine, bă, deja după mine să mor aia, dar nu? Ce-am atachit, mă, atachit, ha, atachit! What? Deja a început hardcore! Liniște, 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 liniște! Oh my god! Wow, ok? Mă, ce-am atachit, am atachit! Băi, dispar de aici, moarte! Oh my god, cât de lung e coridorul! E spatele meu? Wow, wow! Nu cred, nu cred că mai vine, sau? Sau mă răie, dar nu! E aproape! Bun, mai avem puțin, mai avem puțin! Ce-am atachii? E cu tremur! Oh my god! Ok, uite ușa, uite ușa! Ba, 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 ba! Încă un pic? Oh, oh! Oh, Bebe Opila! Bebe Opila, stai aici! Oh! Oh! Bruh! N-ai loc să intri, brother? N-are loc al meu frățior! Ți-am atachi! Gidi, 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 gidi! Gidi, 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 le lăsuc! Oh, t-am atachi! Tu ce tot mă vrei și tu gidi, gidi? Gidi, gidi, gidi! Gidi, gidi! Aici era la date Bebe Opila cu Opila. Oh, salut. Hai, mă, Bebe Opila, să mergem. Băi, stai acolo cu minte. Mamă, deci, oh my god, n-aveți idee cât de curios sunt cum e chapter 4. Îl așteptăm de 3 luni, a durat cel mai mult să facă. Bun, deci este puzzle cu butoane. Mi-aduce aminte de Portal 2 jocul, dacă... Mă, Bebe Opila, ți-ai stai acolo, ce ai? Bebe Opila, ok, cred că trebuie să o punem noi sus acolo și noi să ducem butonul celălalt. Hai, Bebe Opila, pap. Ce drăguțe, oh my... Bebe, Bebe Opila mai blocat, bun. Oh my god, încă e ce-am atache acolo. Luați-l, mă, dai, n-a înțeles ideea că n-are ce să caute. N-a înțeles, bun. Yeah, drona? Ah, drona nu e aici. Nu, iar cu delay. Unde e, mă, drona mea? Bebe Opila, tu cumva râzi de mine. Tu cumva... Du-te, du-te, drona, du-te. Hop, cred că râde Bebe Opila de noi. Nu știu, nu sunt sigur, dar cred că râde de noi. What? Bebe Opila, let's go, baby. Nu pot să iau pe Bebe Opila. Ok, că vin după tine, Bebe Opila. Ce credeai că te lăsăm aici? Nu pot să o iau. Ha? O abandonăm? Oh, oh. Ții coridorul ăsta! E grav. E grav rău de tot. Brothers? Ce-i aici? What? O nouă telecomandă doar pentru mine? So cute, what? Ia să vedem, mă, ce-i în telecomandă asta. Wow! Bamban? No way, e Bamban aici? Ce s-a întâmplat? Mă trage ceva! Nu spune că este regina mea. Șefa mea, regina mea. Ești tu, Pausilia? Oh my god, o vede pe Pausilia. Cred, nu știu, cred că mă duce. Cine mă târăște? Aveți voi vreo idee? Hopa? Încă e negru.
școală? La interogatoriu? E șeriful. Criminale, fii atent! Să nu fii lipsit de conștiință. Ești un prizonier acum. O să faci ce ți se spune, fără întrebări. Ai înțeles, boss? Da. Prima ta misiune e simplă. Întrebări cu da sau nu. Și o să what? Yes or no? Ce tare! Ok. Deci în dreapta este da. Și în stânga este nu. Ok, ok, ok. Întrebarea 1. Cineva a închis toate... Was that you? Tu i-ai băgat pe ăștia la pușcărie. Bă, chapter 3, da. Să minți, sunt... Da, eu am fost. Eu am fost. Ai salvat foarte mult timp. Îți mulțumesc pentru asta. L-am ajutat pe șerif. Acel cineva nu trebuie menționat. Următoarea întrebare. Te-ai văzut vreodată cu cel de pe tablă? Cu Jumbo Josh? Nu m-am văzut, ba da, mă, mi-a dat un pumn în cap, deci fii atent, șerifule, mi-a dat cu pumnul în cap când era la școală cu Bambalina, da, l-am văzut, l-am văzut, n-o să mint, serios, sunt șocat că ești viu. A treia întrebare, l-ai văzut vreodată pe ăsta? Stinger Flynn, poți să, și dacă te mint, ok, o să zic adevărul. Heads up. Are sens. Fourth question. A patra întrebare. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Băi, nu mi l-a arătat pe ăsta pe Jester. Și dacă zic da, ce se întâmplă? Da. Yeah? Da? I'm gonna need every bit of am nevoie de informații în legătură cu asta, dar mai târziu. M-a crezut! Fifth question. A cincea întrebare. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Te-ai văzut vreodată cu ăsta? Nam-nam! Da, l-am văzut pe Nam-nam. Ce ești, un vânător? Dacă ești, ești slab la jobul tău. Pentru că n-ai prins pe nimeni. What? Așa s-a întrebare? Păi ăsta ești tu, domnule! Domnule șerif, ăsta ești tu, domnule! Cum adică dacă l-am văzut? Mamă, ce diferit arată. Unde-ți-e pălăriuța în poză? Unde-ți-e pălăriuța? Nu l-am văzut. Nu știu cine e. I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Sper că toate răspunsurile au fost adevărate ca ăsta. Ia-ți lucrurile din spate și ieși din cameră. Mamă, cât de tare este, tare este. Aaa, cine-mi dau star? Aaa, cine-mi dau star? Uite-l ce cap are. Nu pot să cred. Mamă, deci... Wow. Ok, în două luni de acum, chapter 5, sunteți gata? Mamă, ce cocoșat e! E cocoșat de rupe! Te doare spatele, șerifule? Oh god, da, șeriful tău, ce pierdere de timp. Nici măcar nu lucrezi aici. Ce cauți așa adânc? Partenere, știi ceva? Urmărește-mă. Bă, unde mă duci cu forța? Vorbim mai mult înăuntru? Nu este în siguranță aici. E poarta de castel, înseamnă că... Oh my god, ce cusut e pe spate. Atenție aici. Nu este foarte rezistentă. Ok, brother, ok. Apropo, dacă vă abonați acum, în secunda asta, cu clopoțel, s-ar putea să vedeți primii când apare episodul cu secrete, pentru că cum ar fi să vedem ce e aici jos? Ce părere aveți de asta? Intrăm în castel! No way, nu mai pot! Oh! Welcome to the... Bine ai venit în castel, în împărăție! Oh my god! Wow, șerifule, tu nu crezi a... Nu, cât de tare, no. Te dormi cu regina. E prea bine făcut, e prea tare, îl iubesc. E cel mai bun chapter de până acum, n-am început bine. Mamă, ce tare e muzica. Mamă, muzica medievală, ne, e prea tare. Și că liniște, nu vorbiți. Și a pus de aia pe gură lui Jester și lui Toadster. Trebuie să arătă respect reginii. Mamă, cât de mare e regina. Regina, Pausilia. Oh my god. Salut, majestatea mea. L-am interogat pe noul captiv. Crezi că a fost că a zis adevărul de la 1 la 10? Cât de adevărat a fost? 10. 0. Nu vorbesc prea mult și vin de la suprafață. Suprafața?
Asta e o chestie nouă. Au spus ce caută aici? Din păcate nu. Cred că știu. Un părinte poate să găsească alt părinte care este îngrijorat de la o milă distanță. Am auzit țipetele de deasupra. Îți cauți copilul. Da! Din păcate nu o să găsești aici. Oamenii nu mai vin aici niciodată de mult timp. Oh my god. Putem să te duci înapoi, dar lasă-ne să ne introducem prima dată. Eu sunt regina Bounsilia, regina împărăției. El este șeriful Toaster, protectorul și singurul cetățean din împărăție. Îmi pare rău din numele meu și al lui că te-am lovit. Am fost puțin panicați în ultimul timp. Sigur poți înțelege. Da, Bounsilia! Ce caută liftul iarăși înapoi? Nu foarte bine. Îi lipsesc niște părți cruciale. Trei mai exact. Ai idee unde sunt părțile astea? Da, majestate. Am fost ocupat și n-am putut să le iau. Următoarele ore o să fie foarte grele. Dar asta nu este bătălia ta, părinte. Du-te cu părintele și du-te să iei părțile lipsă. Ar trebui să te apărăm pe tine, de fapt. O să o faceți când vă întoarceți cu părțile în mână. Ce drăguțe! Ok. Ai auzit-o pe șefă? Ce scrie aici? Peasant rewards. A, nu pot să iau? Wow! 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 Cazul numărul 14, cazul de tip 2, update 8, regina. Aici este povestea reginei și cum a apărut. Oh my god! Păi vorbește Jester și pierd povestea! Bre! Ce zice acolo? Nu, vino cu a bebe opila, vino cu a... Deci a zis în felul următor, trebuie să apărăm pe regină, Jesterul să nu o facă pe regină să râdă, pentru că dacă Jesterul o face să râdă, e grav, așa a zis. Uite caracterele. Mă, da, așteaptă-mă! Mă uit și-o pe aici, n-am voie. Infermeria! No way. Deci a spus, de câte am înțeles, Jesterul este rău, Bounsilia este bună și șeriful este bun. Șeriful apără pe regină și regina trebuie să nu fie, să nu râdă din cauza că Jesterul vrea să o facă să râdă. Și dacă râde, e over, mă, îmi place mult muzica, o ador. Am dat-o mai tare, că e prea tare. Trebuie să folosim metroul ăsta pentru ăla părțile. Două pentru mine, două pentru tine și două pentru bebe opila. Sunt câteva prin zonă. Deci trebuie două bilete pentru fiecare. Asta e din trailer. Uite-l pe Kabumen. Salut, Kabumen. Vrei și noi două bilete? Etajul minus 4, ați văzut ce scrie? Povestea. Acesta este un coșmar, trebuie să fie. Am crezut că pot să vin aici jos și că o să fie ok, dar nici măcar antrenamentul nu a putut să mă salveze. M-am simțit trădat, m-am simțit speriat, dar niciodată amândouă în același timp. N-ar fi trebuit să vin niciodată aici. Am fost abandonat aici în timp ce muncitorii au fugit ca niște fricoși. Și acum sunt aici blocat pe vești să vorbesc cu o hârtie. Ce-a fost țipătul acesta care s-a auzit de deasupra? Și ce-a fost lucrul acesta care s-a apropiat de noi? A fost doar o față plutitoare care doar chicotea. Cumva nebunesc. Știți la cine se referă, nu? Un bilet! Ok, deci ăla este... căutat. Ben coins. Ben coins. Oh my god, prea tare. Bun. Deci ne trebuie... Cine-i mă ăsta? Cine-l caută, mă, pe capitanul Fiddles pentru un miliard de Ben coins? Oh, opila, dă-te, te rog frumos, că trebuie să găsim biletele. Deci noi trebuie să găsim 8 bilete. 2, 4, 6... BAM! Oh my god! Gesturul acolo, să mor aia, dar nu e gesturul acolo! Pe pupila, ține-mă! Eu mă îmbrăzi pe pupila că e gesturul! Șerifule, e gesturul acolo! Liniște? Am găsit un bilețel! Pe pupila, stai puțin ca... Beee, piciorușul! Oh? Domnule Gestur? Mă urmărește din întuneric, domnul Gestur. Bun, avem trei bilete! Unde ai mai ascuns, șerifule, tu bilete, a? Uite unul aici. Aici ce se află, o ușiță? Ua, de unde a luat-o popila? Bun. Acum nu mai avem un lift care merge deasupra întunericului. Avem patru sectoare. Housing sector, de angajați, ventilație și de hrănire. La hrănire o să fie nașpa, cred că o să fie o cina, nu?
Nu-mi doresc eu cina, dar s-ar putea ca asta să fie adevărul. Bun, hai să vedem. Hai să dăm biletele astea și poate merge. Pam! Două tichete, trei tichete, patru tichete. Și-o luăm pe bebe o pila? Șerifule, putem să mergem? Let's go! Oh. Nu merge? Ok, mai trebuie două tichete. Oare o fi ascunse și pe aici prin împărăție? Mamă, cât de tare e, no way. Deci până acum, 10 din 10, sunt foarte plăcut impresionat, iubesc jocul ăsta. Ok, trebuie să mai găsim bilete. Nu știu dacă sunt... Adică acolo n-am mai văzut, dar dacă e să mă întorc... Ok, hai să explorăm, vedem care e treaba pe aici. Pentru că și voi sunteți curioși cum este acest castel. Ok, aici nu pot să cobor. Deci asta este castelul. Mi se pare super, super cute. Acolo avem o pălăriuță pentru dronă secretă. E bine să explorăm și secretele, pentru că sunt full 100%. Cât de mare e harta asta? Eu sunt un pitic în împărăție. Mi se pare prea tare tematica, gen medievală, cu tot cu muzică și tot. E 10 din 10 din partea mea, pentru că sunt un fan mare. Ok. Mamă, dă-i aici toate caracterele, no way. Sunt aceleași ca în chapter 2, doar că... Da, eu sunt aceleași. Nu e nimic diferit, nab-nab. Și uite, aici avem... putem să punem casete. Bun. Hai, vedem ce putem să facem la dronă. Deja avem 4 pălării. O să pun pe cea de bucătar. Și o să ne facem drona roșie astăzi. Noi să facem tot mov ca de obicei. Hai să facem galbenă. Nu, nu galbenă. Roșie, roșie, roșie. Roșie, nu roșie. Bleu. Și punem să se pătrească cu telecomanda. Gata. Ne-am customizat. Ups. Ia uite unde era ascunsă una. Uau, ce bine era ascunsă. O caudăm foarte mult timp. Ok, și o băgăm aici. Cred că mai trebuie una, nu? Domnul Kebab, mai trebuie una sau câte mai trebuie? Ok, una mai trebuie și ascunsă foarte bine pentru că nu reușesc să o găsesc. Oare e sus acolo? Deci sunt ascunse foarte bine. Mă gândesc că eu aș pune aici dacă aș fi fix aici să se vadă puțin colțul. Dar se pare că nu este așa. Unde este, mă, ultima? Ultimul tichet, e urgent. Wow, unde era ultima? What? Cum n-am observat-o? Vezi că a fost ascunsă bine. A durat mult mai mult decât mă așteptam nivelul ăsta. Lal, salut, hai să începem, să plecăm. Oh my god, să plecăm, șerifule. Kabob! Oh. Mi-a deschis poarta. Oh, Kabob! A plecat Kabob. Oh! Și mă, Kabob? Plecăm? All aboard. Toată lumea îmbarcare. Ok. Unde merge, la ventilation? Let's go, boys. Ah! A plecat. No. Știi? I get your confusion part. Îți înțeleg confuzia. I really do. Chiar înțeleg. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? De ce o apăr pe regina eu? Thrown down here by your kind like după ce am fost trash, aruncat aici ca un gunoi. Hopeless, aimless, cold. Eram frigurat, emoții. Și eram foarte departe de suprafață. Pe scurt, am fost acceptat la cel mai mic nivel al meu. Și mi-a zis că sunt protectorul cel mai mare al reginei. E o cauză bună de luptat. Și are nevoie de protecție, neapărat. Ok, deci l-a abandonat pe șeriful tău stor aici jos oamenii, gen ca mine. Și el chiar s-a simțit foarte low, gen... Era depresiv, era supărat. Oh. Am auzit la ventilation! Aici trebuie partenere? We're here, partner. Suntem aici, partenere? Let's get this over with. Hai să scăpăm de asta. E căutat... Kamataki, tamataki, shamataki. What? Peter Giggle should be in the administration room, within the este în camera de administrare. But it looks like the door's locked. Sau ușa e încuiată. O deschidem noi, șerifule. What? Peter Giggle. Are alt nume, nu mai e Jester, adică așa îi se spune. Dar asta este numele lui real, Peter Giggle. Ok, zice în felul următor. Nimic nu este la fel de precios ca și zâmbetul. Mereu trebuie să spui o glumă oriunde ai merge. Ok, deci el este Jester, dar îi se spune Peter Giggle. Și aici putem să punem casete, să ne uităm la film. O să ne uităm episodul cu secrete la filme. Ok, cineva a făcut aici 1 versus 1, ce-o jucat, X și 0. Ok, o pila! Știi ce avem de făcut? Nu, bebe, o pila. Trebuie să facem aici puzzle-ul. Tu pune-te aici pe masă, bebe, o pila. Hai să ne trăiești. Și eu mă voi pune... Eu uite, îi căuta Melcu și Stinger Flynn, 1 milion de pen coins. Ok, și du-te acolo, dronă. Pim, pim! Du-te, dronă! Pup! Nu vrei? Ok, butoanele oricum rămân activate. Deci butoanele rămân activate. Du-te, dronă, du-te. Pong. Avem 3 camere de explorat. Eu cred că jocul ăsta o să fie mult mai lung decât celelalte. Pentru că a durat 3 luni să se facă. Hello? Get banned, banned. Oh, what? Ce se întâmplă? BAM! You stay in there and don't move. Stai acolo și nu te mișca. O, deschid eu ușa. Șerifule, ce se întâmplă? Nu te văd, șerifule.
E pedă totală, șerifule! Mi-e foame! Ai mâncare? Asta e Jesterul! E un nou caracter! E un nou caracter! Cine e la care... Cine e, mă? Străine! Cine ești, mă, străine? Străine, cine ești, mă? Cine e ăsta? Puppet Master! E de la de vorbește cu păpușile pe mână, are o păpușă, uite! O marionetă! Mamă, cum... Umbra pare că este ascuțită, dar de fapt este o marionetă. E noul caracter ăsta. Salut! Oh, baby! E Jesterul! Nu poți să crezi, nu poți să crezi! Open, 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 open! Fun toast! Bravo! A aruncat cu stăluța în el! Crezi că te-a recunoscut? Știe că nu suntem în castel! Hai să plecăm de aici mai repede! Mamă, înseamnă că nu putem să o protejăm pe regină! S-ar putea să se bage nebunul ăsta de Jester, Bitter Giggle! Mamă, ce tare-i Jesterul! Ce? Opila poate să-și dea seama când este pericol! Sunet egal atenție! Bun! Opila, dacă tu cânti, înseamnă că avem o problemă, da? Șerifule! Pregătește steluțele că s-ar putea să avem un pericol în ventilație sau 100 de ventilații. Tu, Opila, dacă auzi ceva sau vezi ceva, fă piu, 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 piu. Ok, bun. Hai, vino cu mine. Wait. I know my enemies. Îmi știu inamicii. We're being stalked. Suntem urmăriți. These vents are interconnected. Sunt toate conectate. Ah! Ok. Păi și atunci, șerifule, cum facem? Piu, piu, piu? Zii tu dacă ai vreo idee, ia. Ok. A piuit. Ok. Prima trebuie să fie, e de aia în care e ca la Roblox, când trebuie să alegi ușa corectă și avem de mers. A, și aici e greșit? Dă-te, bă, șerifule! Mama, asta o să fie nașpa. No way, o să fie nașpa de tot și poate vă trebuie. De ce, bă? Păi, în primul rând, e mult de mers și trebuie să o colezi dacă e greșit. Aici e corect. Bun, prima ușă e corectă. Aici? Fop, e greșit! Mamă, e tare, am prins ideea, gata. Ok, mă așteptam să fie Jesterul. Ok, aici. Deci trebuie să le țin minte. Oh, e Roblox, Obi. E grav, aici, dreapta. Oh, mijloc. Șerifule, cum mă descurc? Sunt bun la bamban? Corect? Mijloc iarăși? Nu? Băi, bă, pira, dar tu de unde știi că este un amic în ventilație? Tu de unde cunoști? Corect? Hai că ne apropiem, ușor, ușor. Stânga iar? N-are cum să fie stânga, e imposibil. Yep. Cum era să fie stânga iar? Și era insane. Ok, momentan mă descurc bine. Mai avem 4 ventilații. Op, piu, piu, ok. Dacă mor, e grav, pentru că trebuie să ții minte toate astea. Ok, dreapta iarăși? Haideți, mă, frățiorii care ați făcut jocul. Euphoric Brothers, ajutor! Oh? Op. Ok. Șerifule, grijă că avem capcane, mai avem doar 3 ventilații. Să nu muri la final că spar monitorul. Eee, piu, piu. Ok, mijloc, 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 pică, mijloc. Mijloc. Ok, 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 iar mijloc, iar. Eee. Bebe, Opila nu vrea. Ok. Șerifule, te iubesc. Ah, dreapta. Dă-te, șerifule. Mamă, ce mare e șeriful. Și el mă urmărește. No, e insane. Deci, până acum avem momentul de față câteva minute jucate. Mai e mult din joc, dar părerea mea, insane. Muzica, caracterele, vocile, harta, tot îmi place maxim. Deci, chapter 4 chiar s-ar putea să fie cel mai bun chapter dintre toate. S-ar putea. Trebuie să vedem finalul, trebuie să vedem caracterele care mai apar, boss fight-ul. Sunt foarte multe chestii care se întâmplă. La momentan aflăm povestea. Am aflat ce s-a întâmplat cu regina Bouncilia. Puterea. Am ajuns, șerifule, a fost greu? Cred că a fost ușor. Și aici avem o casetă secretă pe care o putem viziona. Șerifule, ești cam mare tu. Uite cum mă blochează. Cum mă blochează că eu nu intru în el? Nu, no, aici e puzzle. Aici e grav. Aici o să fie greu, da? Pregătiți-vă. Am văzut în trailer asta. E căutat. Ce ar trebui să fie ăsta? Moartea. Ok. Care-i puzzle-ul? Sistemul operabil. O să ne explice șeriful probabil. Și aici opresc sistemele. Bun. Șerifule, cum se face... Hei, am primit mesaj că o să vină echipa aici jos să ne ajute și să nu mai vorbim până când ei vin. Cine o să gândească scrisoarea asta, amândoi o să murim.
Ok, ok, ok. Hai să dăm startul la puzzle, cred? Șerifule! Șerifule, zi și mie. Oh my god. Zi și mie, începem? Unde-i cartela roz? Oh my god. Au oprit sistemele și sunt... nu se pot deschide. Ok, și aici? Se deschide ușa? S-ar putea să nu fie puzzle. Și-am găsit bucata. De asta aveam nevoie. Hai înapoi să vedem dacă intră. Păi stai că e nab-nab! Brother, e nab-nab în ventilație! Ha? A plecat? Pare să vede. Vreau să văd pe Bamban. Bamban, arată-te! Bamban! Unde ești tu, Bamban? Bamban! Am emoții grave rău de tot! Bamban! Omul șerifă cum merge! Quack, 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 tiri-diri-dam! Quack, 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 tiri-diri-dam! Opila! Ce drăguță, Opila! Ok, să mergem! Acolo cred că ne așteaptă jesterul, nu? Șeriful tău stare aici! Șeriful tău stare aici! O să ne apere? O să ne apere de pericol, șerifule, ia dumă și pe mine cu zahărelul! Oh. Jester? Okay. Îmi dai un minut să mă uit și eu la film? Că am luat o casetă nouă. Ok, sper să se oprească să mă aștepte, pentru că... Urcă-te în lift. Ok, și taci din gură, bravo. E bine, 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 puteți să uită la film. Ia să vedem, ce-i pe caseta asta de tocmai am luat-o? E moartea? E, nu merge TV-ul. Ha? Ok, cred că doar la spawn po. Bun, să mergem ca Bobman. Du-ne înapoi la Housing Sector să-i ducem bucățica. Să-i ducem bucățica Reginei Bouncilia. Mamă, ce rapid mergem, șerifule, să trăiești, capitane, partenere, let's go. Partenere, te ador. Am ajuns, a ajuns, liftul. What? Eu nu vreau să fiu la feeding sector. Ok, următorul. Ok, deci trebuie să ocolim complet, dacă vrei să ajungem la spawn, trebuie să ocolim complet. Oh my god, nu poți să dai cu spatele. Ok, șerifule, crezi că ne așteaptă jester pe zonă? Ce e aici? Nivelul 4. Suntem la employee exercise sector. Wow. Hai, Opila! Am ajuns! Opila, să nu-ți fie frică, dar de ce nu ne-am suit și noi toți trei? Ok, am ajuns. Regina! Cum ar fi să fi murit Regina acum? A fost gesterul și a omorât-o. A făcut-o să râde, cea mai bună glumă. Serios? Dacă s-a... Let's head for the elevator to see if the part fits. Hai, vedem dacă intră bucățica în lift. Bouncilia? Regina mea? Aș lupta și eu pentru Regina mea, Bouncilia, o ador. O, și tare muzica aici, o ador, mișto rău. Bouncilia, I love you. Trebuie să dau la maxim. Șerifule, te ador. A murit Bouncilia, a murit. Asta se întâmplă pentru că Jesterul și-a făcut de cap când noi am lipsit. Și-a făcut-o să râdă. Bouncilia? Pam, 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 pam. Ah, e bine. E bine, regina mea. Regina Bouncilia. E bine, e bine, e bine, e bine. N-a venit gestorul, apare. Opila! N-ai pic de rușine? Te duci așa în față și ne lași pe noi în spate? Opila rea. Te lasă ea pe noi în spate. Ok. Opila, ai văzut ceva acolo? Că așa mi se pare. Cred că a văzut ceva Opila. Tu ce părere ai, fratelo? Aici m-a interogat pe mine. Deci asta este camera de interogări. Mamă, uite, a rămas la fel. Mi se pare interesant că el a ținut minte răspunsurile mele, pentru că am spus la un moment dat că l-am mai văzut pe gestor. Și am mințit, practic, eu nu l-am văzut. Și a zis, da, am văzut că l-ai văzut, așa că sigur îl cunoști. Așa mi-a zis. Ce asta? Givanium. Bufo, bufo. A, este șeriful, bufo, bufo. Ok, ok, este făcut dintr-un om. Noi, practic, avem codurile astea pe ecran, QR code să numesc. Uite cum este codul acesta. Și o pot să le scanez pentru secrete, dar asta ține pentru episodul secret. Ok, episodul secret, adică cu secrete. Hai, mergem? Opila? Opila bebe! Vino ca Opila bebe. Vino că trebuie să plecăm. Jester. Alo? De ce v-ați blocat, alo? Hai să mergem. Frățile! Neața! Liftul nu funcționează, dar unde trebuie să punem bucățica aia pe care tocmai am luat-o? Să văd dacă intră. Aici? Șerifule, unde trebuie să pun bucățica aia de tocmai am luat-o? Ha? Șerifule! Aici e rupt. Șerifule, zici și mie... Nu-mi zici? Se blocaseră aparent și am dat reset și acum merge. Ok, se blocaseră, m-am aruncat în void și acum merge. Să pun bucățica în lift. Oh. Ah, ok, am pus-o aici. Este una din trei. O să stau aici. Doar stai prin zonă și vorbește cu regina când ești gata. Păi sunt gata, șerifule.
Apila, hai vorbim cu regina, că ne așteaptă. Oh, șeriful Toaster, povestea lui ați văzut acolo. Dați-l urmă și dați pauză dacă vreți să o citiți. Oh my god. Regina ne așteaptă. Trebuie să vedem neapărat în episodul cu secrete ce e aici. O stare curioasă este aici. Plutim. Suntem într-un void, jos e un secret. Ok, când apare episodul vă dați seama că vedem direct tot. Familia. Ok, spune mai întâi caseta, pentru că vreau să văd că am luat caseta aceea și vreau să văd despre ce este vorba. Play. Ok. Asta este chapter 2. M-au filmat! M-au filmat pe mine! În chapter 2! Uite-l! A dispărut tortul. E umbra acolo, e umbra lui Bam Bam. Fantoma, cine e ăla? Era doar umbra. Au filmat acolo, era camera de la vedere. Deci regina a văzut tot ce se întâmplă pe camere. Când a jucat chapter 2, când a jucat chapter 3, când a jucat chapter 1, boys! Gestere, dacă ești pe zonă, domnul Gester, dacă ești pe zonă, zi-mi o glumă super amuzantă. Givaniu. Salut! Welcome. Ai bine revenit! I hope your journey was worth it. Sper că a meritat! Sper că ați făcut liftul mai folosibil. Da, regina mea! Chiar te respect foarte mult pentru tot ce faci. Îți ridici viața și te bați cu niște puteri foarte mari. E admirabil. Pentru respectul din partea mea, ia acest chicard albastru. Știu că nu este mult. Este un simbol de încredere. Sunt un cetățean al împărăției. Stai cât vrei. Chiar și după ce ții copiii înapoi. A ajuns o populație de 5. 5! Un prieten de-al tău a venit cât ai lipsit tu. Era destul de lovit și a spus să stea în infirmărie. A întrebat de tine. Poate poți vorbești cu el când ai timp? Nu crede, Bamban! E Bamban! Și a revenit, nu mai e demon. A zis că a venit aici jos la regina Bouncilia și era puțin rănit. Cine era rănit? Da, cunoașteți, este Bamban. Cred că și-a revenit în forma lui normală și a fost rănit pentru că l-a strivit Jumbo Jones și a fost acolo jale. Hai că știți și voi că ați văzut finalul la chapter 3 și este în infirmărie la Dr. Fluffy Pants. Îl mai știți pe Fluffy Pants? Cum ar fi să fie Fluffy Pants? No way! Deci dacă e Fluffy Pants aici, eu nebunesc. Este cel făcut de către fani. Și dacă ar fi aici, aș fi șocat. Bamban! Mi-a fost dar de tine și mie și abonaților, Bamban. Ne vedem? Oh? Bamban? Bambanis? Ah! Bamban! Era dor de tine. Oh? Celine? Mamă, toată lumea e la spital aici. Cine mai e la spital? Ok, nu e nimeni la spital? Da, nu mai e nimeni la spital. E doar... Celine și Bamban. Bamban! Oh my god. Hai să auzim vocea aceeași. Bamban, te doare burtica? Dacă n-ai dat like, ok, pauză la tot. Verifică dacă ai dat like și dacă te-ai abonat, putem să continuăm. Ai dat? Zim sincer, nu mă minți. Ok, 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 te cred pe cuvânt, hai să vedem. Cartelă. Bamban. When the queen mentioned having many visitors in one day, oh, i-a sărit capul. I knew it had to be you. Știam că tu ai venit aici jos. Listen, whatever happened to me, orice mi s-a întâmplat, I tried doing to you, orice am încercat să-ți fac, no, it wasn't actually me. N-am fost eu cu adevărat. Știu, Bamba, știu. To obey without much thought. Am fost obligat să mă supun fără gândire. I tried communicating with you from afar for a reason. Am încercat să vorbesc cu tine de la distanță now cu un motiv. The true reason why. Acum știi exact de ce. Still, I want to make it up to you. Vreau să mă revanșez. The queen filled me in on the situation with the elevator. Mi-a spus de liv, regina, și vreau să ajung cu asta. I feel much more in control now. Am mult mai mult control acum. I'll help you find the missing pieces. O să vin să te ajut să găsim piesele. I just need to rest for a little bit and I'll o să mai stau puțin aici și ne vedem la stație. Ok, luăm liftul împreună, Bamban. Bamban, bine ai revenit. Vreau să știi că eu nu sunt supărat că ai încercat să mă mănânci de viu și să mănânci pancreasul, dar Bamban, eu te ador pe tine, ești putere. Și să te faci bine, da? Oh, uite reflexii. What? Reflexia asta unde e? Că nu e aici. Ok, hai să luăm cartela. Pot să iau? Bun. Și pot să văd și pe Slow Celine. Bamban, mai stai un pic, revinoți. Eu pot deschid ușile astea, ia.
Nu merge? Cineva mă așteaptă. Ok, hai să mergem. El cred că vrea la stația de metrou unde te duc. Ha? A, vrea să mă duc acolo. Bamban, cream că vrei să revedem la stația de autobuz, de metrou, nu. Ok. Hai, Bamban, să te văd ce știi să-mi faci. Bam, bam. Behave or get banned, banned. Oh my god. Stinger Flinny. Stinger Flinny în persoană, prins în pușcărie. Stinger Flinny, te-au prins ăștia? Ia zi, ce mai zici? L-am trezit pe Stinger Flinny. Ce sunet scoate când se trezește, ați observat? Salut! Oh, oh. It's you. Ești tu. Don't worry. Nu te îngrijora. I'm unable to hurt you. Nu pot să te rănesc. I'm too weak to do anything. Sunt prea slab să fac orice. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great mistake. Pentru că nu m-ai ascultat, ai făcut o greșeală mare. Finally, after managing to keep Josh under control, l-a ținut pe Josh sub control, you just had to come around and anger him. Ai venit tu și l-ai enervat pe Jumbo Josh. Look where your arrogance got us now. Uite unde ne-a adus aroganța ta. Neither of us can get to the children. Și niciunul dintre noi nu mai poate să ia copilul acum. E vina ta și al nimănui, al cuiva. Am fost serios când ai zis că o să fie cel mai safe. I have something I want to show you. Vreau să-ți arăt ceva. It sure looks like you need it. Pare ca și cum ai avea nevoie. Un vis! Ah! Noapte bună, toată lumea, noapte bună. Poți deschid ochii? Poți deschid ochii? Oh! Oh! Oh, hi. You're up again. Te-ai trezit iarăși? You sure are a sleepy fellow. Chiar că dorm mult. Ce s-a întâmplat? Accidentul. Ai dreptate, uite-l pe... Ia niște snacks. Oh, they're all finished. Sunt toate mâncate? I already have consumed my share of the nutrients I've gathered while you were in your... Am mâncat deja tot, Stinger Flinny. Și mie, îmi pare rău de asta. Păi și eu ce mănânc? Ce-i ce nab-nab? Se cam uită ură la mine, nab-nab. Are ceva cu mine, nab-nab? Ce-a făcut? Să-ți mănânc grăsimea aceea, aia nu e o varză. O varză. N-am văzut niciodată un păianjen bun la suflet. Dacă Jumbo Josh era aici, ar fi iubit legumele. Da, din chapter 1, știu. Sunt sigur că nu o să vină cu prezența lui aici. De ce îl urăște așa de mult? Are probleme cu nervii, dar destul de chill. Ne-am cam certat uneori. Ura este singura emoție pe care nu o pot controla. Și care este a doua? Sorrow. Nu mai știu exact ce este la supărare, cred, sau? Nu iar. How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Nu poți să treci peste supărarea din lumea noastră. Feel like we're all just forever. Unor simt ca și cum suntem condamnați pe viață. Toți avem planuri și găuluri. La finalul zilei nu merită cu adevărat. Oh my god. Și nu poate să șteargă trecutul. Viața e scurtă să fii mereu supărat, Stinger. Viețile noastre nu sunt. Nu știu ce să spun. Nu sunt cel mai bun la lucrurile astea. Poate Nab-Nab sau capitanul poate să ne ajute. Ia zi, capitane. Capitane? A văzut moartea în fața ochilor. Cum m-am așteptat? Nu știe să vorbească capitanul. E pierdut în spațiu. Wow! What's that sound? E Ciu-Ciu Charles! Ciu-Ciu Charles este! Lots of other creatures reside in this ecosystem. Sunt foarte multe creaturi în ecosistem. Could be anything. Poate să fie orice. E Ciu-Ciu Charles! Nu poți crede că e Ciu-Ciu Charles, să mai sparge de râs. No way. Yeah, but what kind of animal makes that? Ce animal face să... E chiar... Nu cred! Nu cred! What? 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 Ciu-Ciu Charles! Eu am glumit, nu cred că e chiar Ciu-Ciu Charles! What? No way, brothers! Ah! Cred că mi-a dat crezi jocul. Doamne, ce m-am speriat. Mă, voi ați văzut de Ciu-Ciu Charles în popon? Doamne, cât de tare e, iubesc pe toți, iubesc.
Vă iubesc, frățiorii. Stinger Flea mi-a plăcut mult. Asta chiar m-a șocat, mi-au dat lacrimile, ești nebun. Chiar sunt fericit de tot, crede-mă. Deci nu pot să cred ce mi-au văzut ochii. Stinger Flea, te ador. Mi-a arătat viața, efectiv. Mi-a schimbat viața cu asta. Colaborare Van Van și Ciu Charles. Nu mă așteptam la asta nici. Ai. Ciu Charles, ești nebun. Hai să mergem la lift. Bamban, m-ai așteptat cu drag? Bamban. Unde ai fost? I've been waiting for a while. Am așteptat ceva, am văzut un vis, am avut un the vis. The next piece that we need should be at the second station. Este la a doua stație. Feeding sector. Feeding sector. Ok. Hai să mergem, Bamban. Dar tu ai bilet? Că șeriful a zis că avem nevoie de bilete. Tu ai? Ok. Hai să mergem. Dar n-avem bilete, Bamban. Doamne, ce mi-au văzut ochii. Chiar sunt încă în șoc. Au trecut, cred că 5 minute. Și încă sunt în șoc total. What? Hai să mergem! Go! Sectorul verde! Go! Hai să mergem, Bambane! A good time to introduce ourselves. Trebuie să ne introducem. Which we haven't done up to this point, if you can believe it. Și încă nu ne-am cunoscut până acum. I'm Uthman. Eu sunt Uthman. I worked here before everything came crashing down. Lucram aici înainte să prăbușească totul. Literally and figuratively. La figurat și literal. I can't imagine the stuff you've witnessed down here. Nu poți să crezi ce ai văzut tu aici. My coworkers and I should have spoken up sooner. Eu și muncitorii trebuie să vorbim mai repede. This should have been prevented then. Poate putea fi preventiv totul. But then again, my coworkers weren't really friends in those last couple of months anyway. Și în ultimele luni nu prea erau prieteni muncitorii. Deci trebuia niște planuri bune. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? Ai avut prieteni care s-au certat cu tine fără niciun motiv, s-au supărat? To say mine turned on me would be an understatement. They suddenly stopped talking. Au început să nu vorbească cu mine deloc. They looked at me like I was some sort of monster. Se uitau ca și cum sunt un monstru. Sometimes oh my god. I lose my temper, sure. Uneori îmi pierd răbdarea. I was and still am confused. Și încă sunt confuz. De ce nu mai vorbea nimeni cu mine? Oh my god, Bamban, sunt destul de trist pentru tine. Let's get going. What? What? La la pe kebab în spate. Kebab. Aici parcă era în trailer și vine șeriful, nu? Ha? Nu era aici șeriful. Wait, get down. Stai jos. Jumbo Josh. Eu nu pot să mă pun pe crouch ca tine. Jumbo Josh și ole. Alea sunt ole, nu, ciu-ciu-ci. A, nu, e broccoli. E broccoli. Te bagi la un broccoli, Jumbo Josh, că-ți plac legumele ție. Legume. What? Ha? Încă te văd acolo, fratelo. That must have been a trap that the sheriff set up earlier. Este o capcană pusă de șerif, săracul Josh. Cred că a fost foarte confuz complet. Da, și eu am fost confuz, what? Cine l-a tras? Stinger Flea, dar n-are cum. E capcană, dar și capcană. Wasn't locked the last time I was here. Nu era încuiat ultima oră când am fost aici. Can't be too hard to get it open though, right? Nu cred că e foarte greu să deschidem, nu? Oh. Ce ai, mă, Bamban? Ok. Bam. Ok, care e puzzle-ul? Oh my god, puzzle. Bun, trebuie să țin minte o combinație de numere, mă gândesc eu. Bing. Și cred că o să aflăm aici combinația. Facem un screenshot, trișăm. Și mă locul ăsta. Oh my god. Voi ce părere aveți până acum de Bamban Chapter 4? Eu sunt plăcut surprins. Foarte fericit. Și îmi place maxim. Ce e aici, mă? Trailerul aici este. Dar unde sunt floricelele? Ok, a scris ok cu punctulețe. Ok. Trebuie să ai grijă și o să fii în siguranță. Dronul ai dus vă pălăria de bucătar. Ia să vedem în camera lui. Uite floricelele. Wow, e Bamban. Nu e Bamban, pardon, vă spun. E Huggy Wuggy, pe bune. Aici aveți povestea dacă vreți să o citiți. Nu pot să cred că e Huggy Wuggy. Puneți-mi voi de nu este Huggy Wuggy full, efectiv, full Huggy Wuggy. Uite-l, e Huggy. Mai rather the Huggy, l-am mai auzit pe... Nimic nu mai este amuzant. Și eu mă simt la fel, nimic. Nici măcar asta nu mai e amuzant. Uitați-o la mine. Nici măcar asta nu mai e, sau? E amuzant? Uite capul de mascotă. Pot să-mi pun cap... Ce ochi are? Oh. Bă, se vede poligoanele. Ok. Am spamat și n-am apucat să citesc aia. Dați-vă în urmă să vedeți. Deci, spuneți-mi ce scrie acolo. Coroana reginei, ha? Am luat coroana. Wow. Wow. You just come in here, steal what's ours, and then leave?
Ai venit să furi aici să pleci? Humans are all the same. Toți oamenii sunt la fel. No shame. Hoți fără rușine. Your greed has no limits, only controllable for minutes. Bell, mă scupăr pe tine. You can have the crown. Ai scăs lacom. Poți să ai coroana. Nu-mi pasă de coroană. But can I at least have some applause for my little poem? Poți să ai niște aplauze pentru poemul meu? Păi n-am ca citesc, am dat skip din greșeală. Din greșeală am dat, mă jur că citeam poemul. Come on. Mamă, dar au făcut experimente fără cap. Asta e el? Asta e corpul lui. Ok, pot să plec, mă urmăresc toate. Nu l-a ascultat pe ăla. Îi pasă doar de poeme. Te iubesc. I'll show you something that's actually impressive. O să arăt ceva impresiv. A magic trick. O magie. Ok. Open sesame. Deschide-te sesame. Unde? Hai să-mi trăiești. Hai să-mi trăiești. I think I earned a round of applause for that. Aplauze pentru asta? Bravo, tată! Bravo! Gata, mă, l-a aplaudat destul, hai că se simte după preșmecher. L-a aplaudat destul, mă, gata cu astea. Gata, băi! Ah, butoane. Da, clasicele butoane. Ha. Scutește-mă de butoanele astea. Haide, dronuță, du-te, dronuță. Dronuță, du-te, dronuță, hai, hai, hai. Du-te, dronuță, du-te. Yay, dronuța mea. So cute. Și aici, mă, abisul? Ce-i locul ăsta, dronuță? Vino cu acă, avem o treabă gravă. Pune-te în ăsta. Hai, dronuță. O, pălăriuță. Pălăriuță, pălăriuță. Am luat pălăriuța. Drone, du-te, baby. Oh. Păi, cum ajungea la buton? Ba. Burr. Na. Ajungi? Ajungi tu, dronuță? Păi, ce-i asta, măi, prostie? Ok, 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 ok. Uite așa. Pop. 2000 IQ? A mers? Yeee, a mers, bun. Apoi aici? Hai, dronuță, că facem puzzle-ul ăsta în 2 secunde. Bun, dronuță. E interesant puzzle-ul, chiar e, chiar interesant, dar nu e foarte greu. E interesant, dar nu greu. Bun, dronuță, vină cu am. Ce butoane mai ai tu de apăsat, dronuță? Cred că te scoatem de acolo, sau? E un buton aici, dă un buton aici. Dronuță, vină cu acem. Și e ultimul buton aici. Dar care-i faza cu X-ul ăsta? Că nu-i nimic aici. Ok, dronuță. Bam. Și avem ultimul buton apăsat. Ta-da-da. Mai e trebuie unul. Ai, unul cred că jos aici. Cred, nu? E un buton jos aici că nu văd. Ia să vedem. Chiar e un buton acolo? Ha, nu este. A, ultimul buton e... Hai, dronuță. Vină cu acem. A, m-am prins de ce trebuie X-ul ăsta. Hai, dronuță, și apoi dăm să duci aici ultimul buton. Pup! Hai, dronuță! Că trebuie, mamă, 4 butoane, insane. Oh, săraca dronuță. Bonk! Și acum uite pe buton, hai. Pip, pip. Ce pălăriuță de bucătar ai, dronuță. Hop! Ce ne dă aici? Ce ne dă? Ce ne dă? Oh, o cartelă. Cartela roșie minus 4, bun. Cum ar fi să coborăm la minus 5? Nu cred la nivelul minus 5, pentru că acolo sunt alte caractere, nici cred că e chapter 5. Dar ați înțeles ideea, nu? Mm-hmm. Ok. Acolo este încuiat totul. Ok, boys. Cine ne așteaptă sus aici în camera roz? Aveți o idee? Ești cumva tu, frățioare, Bamban? Bamban cu Kabob. Ok, Kabob, putem să mergem, am luat cartela. Dar care-i puzzle-ul? Trebuie să scriu ok? Ha, cred că trebuie să scriu ok, da. Mamă, păi eu cum fac un O? O O. A, de fapt e ușor. Îl fac un pătrat. Cred că îl fac pătrat merge, nu? O. Ok. Ar trebui să dau să pui pe tastatură. Ar trebui să fie... Ok. Ok. Și îmi dă un secret sau ăsta e puzzle de trecut mai departe? Am deschis ușa din interior. Da, și am cartela pentru asta, Bamban. Ce crezi că nu sunt deștept? Sunt mega 2000 IQ. Sau nu sunt. Before we grab the elevator piece, înainte să luăm bucata, trebuie să fac ceva prima oară. Nu, iar trebuie să dau post, trebuie să dau impostorul cuiva. You do the honors. Tu fă onorurile. Ce trebuie să fac? Oh. De ce l-aruncăm pe Kabob? Ah, am înțeles gluma. Ai dreptate, chiar așa este. Ce? Te întreb ce glumă? Ei bine, Kabob și-a luat foarte mult hate că a zis de 10 ori behave or get ban ban. Three birds with one stone. Mi-a spart capul. Puteți să-l aruncăm. Vreau să-l arunc. O, cine vine?
He must singur have gotten very lonely. E foarte singurat. But I got him a new friend. I-am luat un prieten nou. Now? Uite-l! Uite-l, uite-l, uite-l! 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 Ah! Wait, no, nab, nab. Nab, nab, lasă-l! Ha? We can't let nab, nab take him. Nu putem să lăsăm pe nab, nab să-l ia? Uite-i cu limbuța aia lui. Dar nu murise nab, nab? Parcă murise. Strivit de Jumbo Josh. Îl prinde, îl prinde, stai liniștit. Dar tu de ce nu mai ajuți, Bamban? De ce nu mai ajuți? Bamban nu mai ajută, are zero stres. Ia uite-l. Ok. Un nou puzzle doar pentru voi aici, un nou puzzle. Nab, nab! Opa. Care-i puzzle-ul? Ai nevoie de o pauză, scrie acolo. Da, am nevoie. Dum, 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 dum. Aaa, e Obi. E Roblox Obi. E Roblox Obi aici. I wow! Fixing you so many times, but you're just unfixable. Nu poți să te repar, nab, nab, nu poți să te repar. Enough is enough. Ajunge! Wow! No! No! Oh! S-a enervat Bamban, a devenit Hulk! Ha? Ha? Cine a câștigat? Bamban? Uite cartela. Trebuie să mă duc să pun cartela în locul ăla. Aici e sala de operații, ce e aici? Ok, spunem. Ha? Ce se întâmplă? Că merge muzica, dar nu se întâmplă nimic. Alo? O scrisoare. Ok, avem QR code-ul. Ce se întâmplă? S-a oprit muzica. Ba nu. What? Cred că s-a stricat jocul? Da, se stricase jocul, că acum uitați-vă, alergă și Bamban. Am resetat totul și acum cred că o să meargă. Ia uitați-vă că e alt joc. Deci mie mi se buguise că, uite, acolo, pe acolo ia Bamban. Pe mine mă obligă să fac obiu. What? E alt joc. Deci se stricaseră. Sunt în șoc total, deci s-a stricat, nu știu. Obi! Ok, aparent eu am jucat jocul greșit aici. What? Obi, ușor obiu. M-am jucat mult Roblox. Și de acum se bat. Luptați-vă iarăși! Bob! Și devine moartea. Ia uite el, ies ochii din găvane. Bă, ochii! Boom! Bravo, Bamban! Și uite aici se opriseră, dar mai era o scenă, cred. Ha? Oh! Da, se buguise. Bamban sângerez. Bamban nu spune că sângerez, nu. Nu, 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 nu. Nu spune că e adevărat. Nu spune. Ok, avem cartela galbenă. Up. Ok. Bamban? I can control it. Pot să o controlez. Știu că pot. Nu poți, Bamban. I have a few things I need to do around here. Trebuie să faci niște chestii pe aici. You'll go back without me. Du-te fără mine. The elevator part should be around here somewhere. Bucata de lift este pe aici. Am luat-o, am luat-o. Bamban, eu am încredere că poți să te controlezi. Știu că e greu să-ți controlezi forma de monstru, dar eu am încredere în tine, Bamban. Abonaților, voi aveți încredere că poate poți să te faci bine, Bamban. Poți. Chiar poți. Să mergem acasă. Behave or get banned, banned. Oare dacă mă duc acolo în stânga e o pălărie secretă? Cred că da. Clar e o pălărie secretă. Bob. Bob, ca Bob. Bob. Aici o pălărie secretă. Casetă! Ok. Secretele sunt insane și trebuie să le luăm pe toate. Nu pot să cred. Știi cine asta? Nu e ăla din Rainbow Friends? Blue? Nu Blue. Cyan. Cyan, Cyan, Cyan. Nu? Eu cred că astea sunt la mișto, nu cred că sunt toate caracterele din Bamban. Cred că sunt și din alte jocuri. Cred eu. Nu pot să cred! Ia fi de cine acolo. Fratele meu. Fratelo, zi ceva în spaniolă, ca pe vremuri, știi secretul? În spaniolă, te imploros. Te imploros. Te imploros. Se apropie de mine. Zi ceva! A, doar te uiți? Bonjour? Poate știi altă limbă. Salut în română, știi? Cred că dacă stai mult aici o să zică ceva. Ok, 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 ok. Al meu frate drag. My man, my man, my man. Deci nu voia să vorbească. Nu și-a mâncat brocoliu. Oh? Am văzut și eu acolo, nu? Sau mi s-a părut? Ok, înapoi acasă să punem bucata de lift. Let's go. Reset. Pap. A început muzica mea preferată.
S-ar putea să avem o problemă la castel, de ce cred asta? E o problemă la castel? Voi ce părere aveți? Mereu când mă întorc aici, mă gândesc să nu mai găsesc gen să găsesc pe regină dispărută, să nu mai fie șeriful. Aici e un secret, fac pariu că aici e un secret, fac pariu. Nimic? Ok. Deci eu chiar sunt de părere că aici poate să fie un secret foarte adânc în grădiniță. Se întâmple la modul să dispară regina. Să câștige jesterul, să câștige răul. Regina? Încă acolo e regina, bun. Și trebuie să mă duc bucățica asta lui... Wow! S-a randat harta. Am ajuns, șerifule, tot pe... Cât ai stat, mă, pe liftul ăla, o oră? Ia, fratele, a doua bucățică. Unde o punem? Două din trei. Felicitări, partenere, să-mi trăiești. Dar unde am pus-o? Vorbește cu regina, ok. Regina, vin înapoi. Mamă, clasic bamban, mă plimb o oră. Dus întors, o oră. Bam, 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 bam. Regina mea dragă, am ajuns. Deci sunt un cetățean foarte bun în împărăția ta. Am făcut rost de alea și sunt number one. Regina. Regina, de ce nu te apără nimeni, regina? Că poți vină Jester să facă o glumă de aia, number one. Cât spui are găina? Bine ai revenit. Sper că a meritat. Și e mai folosibil liftul. Aproape reparăm complet. Mă rog să fie în siguranță copiii de-i cauți. Când îi găsești, poți să ceri o favoare? Poți să mai vii în vizită uneori? N-am mai avut un vizitator care vrea să ne rănească de mult. Te rog, gândește-te la ce ți-am cerut. În afară de asta, nu vreau să te țin mai mult. A venit prietenul meu înapoi. Adică Bamban? A revenit Bamban, gata? De unde știi tu, regină? Tu chiar știi tu, regina mea? Regina mea, dragă! Oare aici Bamban iar la infirmărie? Nu este. This is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archive. Archivele lui Toadster. Where all information gathered about criminals. Toate informațiile criminalilor vor fi înregistrate. Criminal number 1. Criminalul numărul 1, Melku. Was captured near the front gate of the kingdom while a fost prins în fața castelului când era în patrulă. The snail was captured while hiding in her shell. Se ascundea în carapace. Și se ascunde de atunci. It was initially thought to be an empty shell. Am crezut că este o carapace goală. S-a auzit cum plânge în interior Celine. Oh. All attempts to convince the snail to leave her shell have failed. N-am reușit să fac să iasă din carapace deloc. The reason for this extreme distress has not yet been determined. N-am dat seama de ce, dar am o teorie. This criminal ain't from around here. Nu este din zona asta criminalul. So it's possible that this foreign hostile environment is what's causing this unnatural. Locul acesta ciudat o face să simt așa. More updates soon. Mai multe update-uri curând. Wow! Salut! This is the third entry to the Toadster Archives. Wow! Criminals numbers 3 and 4. Criminalii 3 și 4, păsările. Captured by being lured in their current holding cells. Ha, au fost ademenite aici. Their sudden and unannounced appearance within the walls of the kingdom took me by surprise. M-au surprins când au venit. But they are now safely contained. Dar acum sunt închise foarte în siguranță. They seem to be very territorial. As they did not exhibit any hostile behavior, as long as they kept my distance from the cell. Nu fac nimic rău dacă nu mă apropii de celula lor. It also seems that they were frantically looking for something, although I'm not sure what exactly. Și căutau ceva, dar nu știu exact ce. Cred că știu eu. They've remained completely still. I think they might nu se mișcă deloc. Și vor să mă facă să le verific. I'm not falling for that. Nu pic pentru asta. More updates soon. Mai multe update-uri curând. De se prefac că nu se mișcă, gen stau statui ca să intri să să-l frărească pe Toadster. Bambalina, de tine îmi pasă cel mai mult, Bambalina, ești ok? Bambalina, tu ce ai pățit? This is the second entry to the Toadster Archives. Al doilea, a doua arhivă. Criminalul numărul 2, profesorul. Captured near the elevator that goes down from the third floor. A fost prins la lift. Și unde un om a fost prins recent. The teacher was extremely hostile towards me. A fost foarte ostil împotriva mea. Student from her class as the reason she's even down here. A zis că a venit aici pentru că a supărat un nou elev. Failed attempts to escape were recorded, but it appears she's finally given up. A încercat să evadeze de multe ori, dar s-a dat bătută. Objects were introduced in an attempt to calm her down, with only a few excess bowling pins seeming to do the job. Au băgat multe obiecte să o calmeze și alea au calmat-o. S-a calmat și stă acolo. I can't be late. Și zice mereu nu poți să întârzi niciodată. Nu trebuie să întârzi. Truly an interesting case. Un caz interesant. Mulțumim, Toadster. Oh!
L-ați prins și pe ăsta? This is the fourth entry to the Toadster Archive. A patra arhivă. Criminal number 5. Criminalul numărul 5. Gorilla. Gorila verde. Captured by fallen victim to an intricate trap that was designed and set up in the feeding sector. A fost prinsă de capcana mea cu broccoli. So far, the green gorilla has been chained. Este închisă. Not too much information has been retrieved. Și n-avem foarte multe informații. So far today, we've received 7 cases in only a few hours. Am primit foarte multe cazuri în câteva ore. Este foarte nenatural. Something up above has happened that's causing these cases to. Ceva s-a întâmplat deasupra să facă cazurile astea să apară. Mi se face rău să văd fețe similare. Dar nu vreau să-mi risc sănătatea să ajut prieteni care au nebunit vechi. Deci toți aici erau prieteni, lucrau la un moment dat în facilitatea asta. Dragă mamă, am avut cea mai tare petrecere. E copilul! Nu, copilul meu! Dragă mamă, am avut o petrecere foarte tare! Eu, Claire și doamna Mason. Și ăla este Stinger Flynn. Ce petrecere a avut? Claire e prietena copilului meu? Cine-i Claire? Stinger Flynn, ai tu vreo idee ce se întâmplă? Nu pot să-l trezesc să-mi arate un vis ceva. Aici e un secret clar, facem pariu? Hai să facem un pariu, da? Facem un pariu. Aha, aha. Știam eu ceva, aha, aha. Foarte interesant cum aflăm poveștile astea micuțe despre ce s-a întâmplat aici. Chiar e foarte, foarte, foarte interesant. Pentru că am aflat foarte multe chestii. La modul că aici toți erau la aparent, lucrau împreună. S-au transformat în chestiile astea, nu știm exact cum și de ce. Dar vom afla și fiecare etaj erau diferite nivele de monștri. Adică practic ne-am cobor de sus de tot. Când am văzut prima dată pe o pilă, era la nivelul 0. Până aici jos de tot. Vreau să văd casetele noi. What? Jesterul se supune la regină cu șeriful? Păi ce s-a supărat? Uite că se supune la regină. S-a pus în genunchi. Atunci de ce? Wow! Aici am fost eu de două ori chiar. Și ce mi-arată locul ăsta? Moartea? Cine e ăla acolo? E ceva acolo? Moartea. Bamban, ești pe aici? Ai venit cu liftul? Spune că e Bamban. Bamban? Bambanis. N-a venit Bambanis? Păi și unde e Bambanis? Fac pariu că este și aici la regină un secret mare, mai ales în spate la butoaiele astea. Trebuie să fie ceva, nu? N-are cum să nu fie. No way. Refuz să cred că nu-i nimic. No way. Chiar nu-i nimic? What? Sigur e aici, nu. Pam, pam! Deci momentul de față sunt acum la Employee Exercise Sector. Aici zice că se antrenau angajații, din câte înțeleg eu. Aici pot... Ce scrie aici? Antrenamente de dimineață. Fizical, cognitiv și comunicativ. Ok. Hai să schimbăm puțin drona. Pune și noi un verde. Mai ne jucăm cu ea, o mai schimbăm. Ce mă locul ăsta? Aici se antrenau ei? Angajații. Aici mâncau și ei. O farfurie mare, da, tată. Cazul numărul 14, regina. Încă se vorbește despre regina în astea. Trebuie neapărat să vedem cu QR code-urile, vedem secretele. Skibidi toilet! Bă, cum ar fi să vezi Skibidi toilet? Nu m-ar mira ca... Nea, asta clar e legat de Skibidi toilet. Nu știu de ce cred asta, dar mi se pare că asta este legat de Skibidi toilet cumva. Canapele. N-ar avea sens să fie pozele astea, nu știu, zic și eu. Sau sunt prea nebun? Prea nebun. Aici un secret 99% după cutiile astea. Nu este. Aici... Grădina din trailer e asta, cu florile de seudă. Floricele lui Jester. Ți-ai drăguț și mărul din copac. Soare. O să urmeze un puzzle. Oh my god. Oh my god, e puzzle. Folosește-ți creierul pentru exercițiul de dimineață. Când se stin luminile, ceva în camere s-a schimbat. Oh, vezi că e interesant, trebuie să mă uit după detalii. Ca și jocul în care observi ce s-a modificat. Raportează camera și memorează tot cum arată. Bun, ok, hai să memorăm. 3 scaune, ok, 4 mere, floricele, 2 d-astea, aștea să mă uit pe filmare, cutiuțe, asta e cea mai grea, asta o să fie cea mai grea, asta e cea mai grea, una, două, toți au farfurie, scaune, ok, canapea, 3 d-astea, o d-asta, Skibidi toilet, bun, hai că easy, așa am zis și o să mor, fiți atenți, start la joc, start. S-a schimbat ceva? S-a schimbat ceva? În ce cameră s-a schimbat ceva? Oh, baby! Bun. 3 scaune, 2 dalea, 4 mere. Bun, totul e ok aici. Cutii! S-a schimbat aici, s-a schimbat aici. E clar! La cutie. Asta a fost easy. Cutie. Pam, pam, pam! Jumbo Jesus, bucuros? Am ghicit? Mai e încă ceva?
Următoarea! Vezi că e tare minigame-ul ăsta, chiar e tare. 4 minute să observi diferențul. L-am făcut instant, acum e greu. Trebuie să fie greu. Ok. 3 scaune, 2 d-astea, 4 mere, floricele, nor, 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 soare, soare, bun. Poate au schimbat roii pe pereți, dar nu cred. Cutiile, la fel, aici e schimbat. 6 farfurii, scaune, aer acolo, 2 d-astea, canapea, televizor, schimbi de toilet. Aaaa! Avem o problemă. Avem o problemă! Niciuna, niciuna. Niciuna, niciuna. Yes! O miram eu. Zeam, bă, ești bucuros? Parcă aici 2 runde. 3 jocuri, 2 runde fiecare. Păi gata asta. Deschid ușa? A, următorul joc! Aaaa, o să devină greu, deci trebuie de 3 ori. Și dacă mă duc și mă uit? Oh. 3 scaune, 2 d-astea, 4 mere, norișorul, floricele. Totul e ok. Ok, easy, prima easy. Iar la cutie, easy, 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 easy. Pap. Poate să fie mai multe simultan? Cred că acum o să fie 2, nu? Yay! Ok. 3. Oh, easy. Easy, 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 la soare. Pap. Mamă, mă mici rapid. Ia, uite, au dispărut astea de aici. Nu e așa de greu, ca și ca multe jocuri de alea în care trebuie să observi diferențele. Și poate pleacă pe ecran dacă mă supăr. Pa! Eu am plecat. Ok, următorul minigame. S-a făcut beza totală. Easy. Iar soare, na, nu sunt scaunele. E corect? Sau e schimbit de toilet? Pop. Pop, 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 pop. Bravo. Următoarea rundă, următoarea rundă. O să fie easy. Cred că e nimic acum, nimic sau schimbit. What? De două ori soare? Nu sunt scaunele acolo, frățiorul Jumbo Josh. Corect. Aha. Gata, gata, gata cu jocul. Următorul joc. Deci am făcut cognitiv, acum urmează physical. Ok. Facem sport ceva, ceva, alergăm. Hai cu exercițiu fizical. Oh. Hei. Pe tine te cunosc, străine. Pe tine te cunosc. Apăsa pe buton. Ha! Ce ciudat e gesterul. What? No way, no way, no way. Bah! What? Ah! What? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doctori? Ajutor! Bun. Gata. Acum a devenit butonul la roșu. Mamă, bestia, ce asta? Ha? Nu înțeleg. Moartea. Trebuie să-l fac pe la roșu și pe ăla de acolo. Ok. Dă-i cu capul în asta. Oh my god. Dă-i cu capul în aia. Bravo! Următoarea! Acolo! Am înțeles ideea, am înțeles! Monstru! Ok, vreau cu a, vreau cu a! Vreau cu a bestio! Dă-i cu capul! Dă-i cu capul ăla! Gestere, de ce mai complicat de tare? Ia vino tu cu asta, vezi ce probleme avem noi! Vino cu a, gestere, ce-mi dai mie monstrul ăsta, veveriță? Ok, momentan am două butoane, e foarte greu, deci bossul ăsta e foarte greu și nu glumesc, chiar e foarte greu. Nu știu cum o să-l bat, pentru că mă chinuie de foarte mult timp. Pentru că nu știi când dă, uite, îl dă un charge, dă chestia asta și îl trebuie să dea cu capul în butoane. Dar nu știu cum să-l poziționez ca să dea bine. Uite, acum îl plimb un pic și acum o să meargă butonul ăsta, că l-am ocolit. Te rog, în buton, nu în perete, uite, intră în perete. What? Bun, acum ar trebui să pot fac butonul numărul 3. Fiți atenți că e foarte riscant ce fac aici, deci efectiv stau, mă uit la el, vezi că e bine, 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 bine. Bonk. Și în momentan mai trebuie un singur buton și am reușit să-l bat. Ok, dă charge-ul, dă charge-ul. Bun. Ok, am numărat secundele, cred că e vreo 10 secunde. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce o să schimba butonul? What? N-a mers butonul.
Oh my god. Am activat butonul, o să dea charge aici, charge. Bun. Acum locul 10 secunde, 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go, baby! Dar de ce moare? Ce are? What? De ce a murit? Urăște butoanele, ce are? A murit vulpea polară. Ia uite-o. What? Ce dinți ești, ce limbă ai. A fost greuț boss fight-ul ăsta, a fost greuț pentru că trebuie să-i calculezi charge-ul ăla și trebuie să-l poziționezi. Îl chema Kittisaurus. Wow, ce nume. Kittisaurus. Fă miau la prieten și fă raaa la inamici. I-am fost inamic? Hei! Îmi place sistemul acesta de comunicații. Da, vorbesc cu cea dintre cu care lasă scrisori. Givanium. Ok, și aici este domnul Broccoli, nu este. Ce este aici? Nu ești gata pentru muncă? Du-te pe aici. Da, nu sunt gata de muncă. Acolo trebuie să mă duc la muncă? Nu. Ce e aici, mă? Misiunea reginei Bounsilia. Ce misiune are regina Bounsilia? Să iau cristale? Cred că da. Ok, trebuie să luăm cristalele lui regina Bounsilia. Bounsilia, tu ești aici acolo? Ok, 8 cristale, bun. Hai să le pun pe tron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai trebuie 2, unul e aici. L-am luat și mai trebuie unul care... Eu aș crede că e pe ciuperci. Eu așa aș pune dacă aș fi eu. Fix pe ciuperco o să aș pune. Unde poate să fie ultimul cristal? L-a ascuns bine, șefa. Șefa, șefa, ești nebun. Sau ăsta e ultimul? Nu mai trebuie unul. Caut de aproximativ 10 minute și nu găsesc ultimul cristal. What? Cât de bine este ascuns. Deci mă uim, mă uim, mă uim. M-am uitat la fiecare detaliu. M-am uitat pe ciuperci. M-am uitat sub astea. M-am uitat peste tot. Și nu nicăieri cristalul. What? Ori sunt eu nebun și chior. Ori nu știu unde e ascuns. Doamne, era un buton ascuns aici. What? Eu m-am uitat mereu așa, dar m-am uitat niciodată puțin mai sus. Doamne. Deci nu pot să cred. M-am uitat efectiv o oră aici, stând ieri. What? Ce bine era ascuns. Wow. Eu căutam cristal, nu mă gândeam că-i pasă un buton. Mamă, m-au fraierii maxim aici. Chiar m-au fraierii rău de tot. Brothers! Sunt supărat pe ei. Ok, să intră la muncă. Kittisaurus. Gata, 3 nivele. E un secret aici, e un secret. What? Oportunitate ratată. Hai să vedem. Ultima. Like a bug to a zapper. Ca un gândit, ce e la capcană? N-o să mint. Credeam că o să te omoare dinozaurul. Dacă te blochez, de ce să mă plâng? Ți-a spune o glumă foarte bună. Dar voi oamenilor nu înțelegi niciodată glumele. Oamenii au fost făcuți să râdă la orice glumă de-a mea. Și am râs. Au făcut un scenariu în care e sfârșitul lumii. Dacă o fac pe regină să râdă, o să iasă ceva din din buzunarul ăla de la stomac. Am setat cel mai bun jokester. După ce am dat fail de fiecare dată, am realizat ceva. Sunt cel mai bun jokester. Nu este nimeni mai bun decât mine. Pentru că l-ai ținut ocupat pe șerif, o să fiu ușor să ajung la regină. Oh, no. O să mă duc acum. Înspre despre de tine. O să-mi iau familia înapoi și știu cum. Oare chiar e bun jokester? De fapt, nu mai vine numele. Deci vreau să spun că jesterul, asta vreau să spun. Dar cum ies de aici? Oh my god, iar trebuie să caut un secret. Dronă, fă-ți talentul ăla al tău, că ești tu un talent. Spargem geamul ăsta, dronă. Ha! Pop! Aaa, e din metal, ok. A, uite acolo. Ok, m-am prins. Hop. Hai încoa. Hai încoa, dronă. Ah! Slăboți, slăboți, jester, slăboți! Crezi că o să mă ții aici, jestere?
Regina mea dragă, vin! Sau cum ar fi, ca în filme, cum este în filme și în seriale, regina să se fi dat bună, dar de fapt era și gesterul să fie cel bun. Și practic ea răpi copiii, regina. Cum ar fi? Ar fi plot twist, ar fi așa totul, m-ar da peste cap. Mergem să o ajutăm pe regină. Go! 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 Băi, regina mea dragă, vine gesterul și-ți face o glumă de te spargi de râs. De ce a trecut găina strada? Mamă, ce glumă o fi pregătit gesterul? E grav ce se întâmplă aici. Și șeriful ăla ce stă la lift. Nu putea sta și aici să mă acompanieze când vin. Restea fix acolo. E gravă. Cred că aici se întâmplă ceva groaznic. O să aflăm adevărul despre grădiniță full. Full. Direct. Full. O, am văzut un secret în timp ce coboram. Ia stați așa. E un mic secret aici. Un mic secret bebe. O foicică. Oh. Ați apucat să citiți? Ok. No! Nu. Nu. Șerifule! What, șerifule? No! Cine era galben? Ăla a ieșit din buzunarul reginei? Ha? Cumva e dinozaurul de la umor mai devreme? Da, el este. E cu gesterul. Mamă, ce se întâmplă? Uite-o pe bebe Opila. I-a dărâmat tronul. Lăsați-o pe regină în pace, măgarilor! Majestatea dumneavoastră, am venit să fac ce am fost făcut să fac și să zic o glumă. E cea mai bună glumă de până acum. Îți spun să pleci și să nu spui nicio glumă. Opila! A căzut în Nogivanium. O să devină un monstru, fac pariu. Uitați-vă ce ați făcut. Ce ați făcut? Wow! They grow up so bad. Ce rapid cresc! O să fie strivită! Wow! 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 Ți-am urmat toate ordinele! De ce nu dai satisfacerea odată? Doar vreau să te faci să râzi! Dar știi ce o să se întâmple dacă râd? Știu! Niște lucruri sunt mai importante decât râsul. Dar nu mai pot să aștept! Trebuie să te fac să râzi! Chiar și pentru puțin! Nu pot să fiu dat la o parte iar! Nu sunt nimic fără să fac un... o regină să râdă. Îmi pare rău. Majestatea mea, spune-mi. Ce a spus șeful de tren la kangur? Urcă-te! Mi-a plăcut, da. Și bine Ciuciu ce ars iarăși? Nu i-a plăcut. Asta a fost teribil. A râs! O să cadă tot etajul! What? Jester, ce ai făcut, tatis? Jester, ești dement? Eu uită-l! Trebuie să plecăm! Mamă, o să bube tot etajul ăsta! Cumva asta este finalul Bamban și mă duc la suprafață? Mă duc la suprafață? Jester! Oh my god, uită-l pe Jester! Jester, tată! What? What? Trebuie să scăpăm! Eu nu știu dacă mă omoară Jester, eu mă uitam la el, cred că e fratelo. Ok, deci a spus practic șeriful mai devreme, în timp ce fugeam, că a reparat liftul și că putem să coborâm, doar nu putem să urcăm, noi suntem obligați să mergem la minus 5. Dar cred că o să coborâm la minus 6, pentru că chapter 5 nu o să apară, corect, o să vă zic imediat de ce, stați până la final că o să aflați. What? Stinger Flinis! Salut! Let's go, jos! Mergem în chapter 6 acum. Tot ce am muncit să lucrăm, să facem, a fost ruinat. Am lăsat celălalt prizonier să plece în afară de ăsta, pentru că poate să ne ajute. Dacă coborăm în viață, trebuie să găsim sceptru. Este singurul lucru care poate să oprească nebunia asta. Sceptrul reginei. Am ajuns.
acesta a fost Garden of Banban Chapter 4 și următorul joc este Garden of Banban Chapter 6, nu 5, pentru că noi coborăm cred că două nivele și mergem la minus 6, nu la minus 5, cred că au sărit peste Chapter 5, cred. Și dacă apăs click pe asta, ce se întâmplă? Ia să vedem. Nu funcționează, probabil o să funcționeze curând când apare jocul peste tot pentru toată lumea. Dar dacă ați dat Chapter 4, aștept părerea voastră în comentarii și o vedeți data viitoare. Pa!